asfalt de Moldova a ajuns în satul actriței Ala Menșicov, Chetriș, acolo unde parcă localnicii sunt rupți dintr-o piesă de teatru. Satul e plin de nu sunt oameni, sunt personaje. La fiecare casă sunt personaje. O ediție gălăgioasă, dar deloc teatralizată. Actrița își revede prietenele alături de care a pășit în clasa 1 acum 45 de ani. Uite, asta e Ala, Ștefanie. Nu, eu Silvia, sunt asta, asta Silvia. Iată, iată, Ala. Ala, eu țin minte rochia. Și eu Împreună cu cea mai bună actriță a Teatrului Ionesco vom merge pe malul interzis al Prutului și vom dezlega cea mai frumoasă poveste de dragoste trăită de Petru Vutcareu și Ala Menșicov. Până acum suntem îndrăgostiți unul de altul. Wow! Extraordinar, extraordinar. Doamne! Wow! Patru femei se îndreaptă spre școala din satul Chetriș și acum 45 de ani pășeau pe același drum, doar că abia de se vedeau pe ulicioară de mici ce erau. Trăiau un moment istoric din biografia lor, primul sunet la școală. S-au schimbat multe de atunci și fiecare se poate lăuda cu o viață de om în spate și experiențe din cele mai diferite. Emilia a devenit traducător de spaniolă și rusă. Maria, manager într-o companie respectabilă. Silvia lucrează în domeniul medicinii, iar Ala trăiește pe scena teatrului Eugen Ionesco, fiind una dintre cele mai bune actrițe din țară deja de două decenii. Pe tine te caută miliția că din cauza că de altceva, că din cauza de crocodil Ghena, dragă! Ala Menșicov a știut dintotdeauna că va deveni actriță, chiar de pe vremea când era la mama ei acasă, pe prispa din Chetriș. Așa că cele trei prietene nu s-au mirat deloc atunci când, după clasa a 10-a, Ala a dat la actorie. Bună ziua, eu sunt Ala Menșicov. Ala a fost actriță toată viața. Ala este din naștere. Oule, domnule, eu am lucrat sanitar că la Costijel, luați-mă pe mine, vă rog eu! Actrița Ala Menșicov s-a născut pe 9 februarie 1961 în satul Chetriș, raionul Pălești, într-o familie cu 4 copii. După ce a absolvit clasa a 10-a în sat, aceasta a mers la Chișinău să facă actorie la școala Gabriel Muzicescu. Acolo a făcut cunoștință cu Petru Vutcareu, cu care s-a împrietenit și alături de care trăiește o poveste de dragoste de 25 de ani. După primul an de studii, convinsă de Petru, Ala intră la școala de actorie de la Moscova. S-au căsătorit în 1988 și au doi copii, Laurențiu și Ștefania. A jucat roluri importante pe scena teatrului Eugen Ionesco, rămânând una dintre cele mai cunoscute actrițe din țară, care a avut succes și dincolo de granițe, Europa și chiar Asia. El o mănâncă din priviri, tot el a fost cel care a remarcat-o din prima, deși n-a fost dragoste la prima vedere. La Asfalt de Moldova urmează o poveste de dragoste în care s-a mâncat din aceeași farfurie 25 de ani. Teatrul este mai mult decât o meserie pentru Ala Menșicov. Este un destin care i l-a adus în cale pe Petru. În urmă cu 35 de ani, ea era la fel de neobișnuită, iar el, foarte atent la fata care i-a captat atenția. Ei, și-am văzut-o pe Ala în curte, acolo stătea pe o bancă, mândră, înțepată, solitară. Solitară, da. Da, nimeni nu se apropia de ea. Stătea tot timpul cu spatele drept, niciodată nu se sprijinea, nu se sprijinea de speteaza scaunului, niciodată, că așa stătea. Își se uita la toți de sus în jos, nu știu cum așa. Și era pe bune, nu? Nu era făcătură, așa. Nu. Deodată vedeai că ai în față un om care știe ce vrea de la viață. Cu toate acestea, începuturile n-au fost deloc promițătoare. Cei doi s-au plăcut și nu prea. Abia peste 2 ani au devenit prieteni, iar de aici până la atracție nu a fost cale lungă. Până într-o seară în parc, în Valea Trandafirilor sau în Valea Morilor. Am salutat-o. Valea Trandafirilor. Am salutat-o, la care i-a ajutat, a făcut o pauză.
Știi, Pietru, ce a fost asta? Eu nu-mi imaginam că noi putem să avem altfel de relații. Noi eram prieteni. Noi eram prieteni de ăștia, cum ne întâlnim, discutăm. Tipe. Nu mi-a era vorba de dragoste, Doamne ferește. Era ca Lenin cu Krupski, să arate. Noi ne înțelegem. Toate relațiile noastre erau de prietenie adevărat, adică despre una, despre alta, nu să mergem să facem dragoste. În timpul unui sovietic, știți că dragoste nu era, sex nu era, nimic nu era. S-au iubit 7 ani, după care s-au gândit să-și oficializeze relația printr-o ștampilă. Petru a fost dintotdeauna un om care a respectat regulile. Ala a fost cea care nu s-a supus lor, fapt care îl surprindea pe prietenul ei și îl atrăgea în același timp. Ne scăldam în lacurile din Valea Trandafirilor și acolo stăteau semnele astea după care nu trebuie să noți. Și pe mal stăteau ăștia salvamari. Da. E bine, pe Ala să o oprești, să nu noate ea, să nu să treacă ea, adică nu. Dar eu eram omul corect, eram obișnuit, măi, dacă e până aici, până aici, gata, nu se discută, mai departe nu merge. Ei bine, Ala s-a pornit și nota a trecut, eu zic, întoarce-te înapoi. Și aia de pe mal a început să fluiere. Девушка, девушка, да-да-да, верните-ți. Erau ruși, da, bineînțeles. Верните-ți, не забывайте за буйки. Ala nici vânt rece. Așa e repede, a urcat în bărci cu motoare, după ea. De eu de acum când am văzut că aia se pornesc, zic, merg și eu. De solidaritate. Da, merg și eu, nu după ea. Și ea, și ea. Și a început, a venit aia, a frânat lângă ea. Vă știu, ne spune, Ala. Nota. Eu nu sunt. Nota. Verniți-ne, verniți-ne din aia. Eu zic, măi, uspokoiți-vă. Și așa, nicio slavă. Ăsta zic, ăsta master sport, ana. Clavă e tu. Nu știam de master sport la bal, de la bal, de aici. La bal. Când toți studenții se distrau, alergau, nu știu ce mergeau pe la, mergeam pe la discoteci, nu știu ce mai făceam. Noi era pierdere de timp. Pierdere de timp, iar ea stătea, și așa cum o văd, citea limba română, da. Citea cu grafie latină pe atunci, că era interzis. Timp de 25 de ani au împărțit atâtea la doi. Și școală, și cămin, și scenă, și copii. Chiar și din aceeași farfurie au mâncat. Nu, lăsați că să mâncăm dintr-o farfurie. Așa, noi mâncăm, că noi suntem, nu, până acum suntem îndrăgostiți unul de altul. Da, sigur, dar vezi că stăm nedespărțiți. Nu se vede, vreți să vă arătăm asta aici? Deși sunt diferiți, cei din anturajul lor au simțit dintotdeauna că vor fi împreună. Chiar de pe vremea când Ala și Petru erau doar simpli prieteni. Mama fusese la Chișinău, da, când noi învățam la Chișinău, ea fusese la noi la cămin și îl știa pe Petru. Și eu mă întâlneam cu cineva de aici, din sat, și pe urmă mama îmi spune, zice, după ce deja eu la un moment dat îi spun, zic, noi cu Petru mergem nu știu unde, trebuia să mergem noi de la Moscova, trebuia să ne ducem în vacanță, fie că la Petersburg, fie în țările baltice, și spune, eu plec cu Petru la Petersburg, la Riga, la Tallinn. Și a zice, așa, s-a uitat așa lung și zice, da? A înțeles ea că acolo ceva este și zice, Alunia, dar eu tot timpul am crezut că tu ai să fii cu Petric. Toată lumea din sat o considera pe mama Alei Nuța o femeie puternică, cea care nu ar fi cedat nici măcar în fața tancurilor. Totuși, exista cineva care o făcea să se simtă mică și neputincioasă. Și când venea Petru, păi ea vreo câteva zile, vreo 2-3 zile, ea nu avea hodină, cum se spune la țară. Nu avea stare deloc, pentru că, în primul rând, trebuia să pregătească, să spele tot în jur, să facă curat. Nu reușea. O gospodărie mare, 100 de gâște, nu știu cât, vacă, vițel. Când îl vedea pe Petru, se topea. Ea se topea și nu mai știa. Ea dispărea în momentul ăla când el apărea la noi. Ea dispărea și o vedeam cum stă la masă. Și zic, ea care niciodată nu se intimida de nici, și începea să sucească așa mușamaua. Știi? Eu spuneam, mam, ce faci, mam? Dar ea zice, Alunia, lasă-mă. Și o vedeam cum ea se topește. Petru a fost cel care a convins-o pe Ala să facă școală la Moscova. Pentru că după un an de învățătură la Chișinău, el o vroia aproape. Ea nici nu voia să audă de planurile lui. S-ar părea că în această luptă de idei și principii, Ala ar fi ieșit învingătoare, că știa ce e bine și ce e rău pentru ea. Cu toate acestea, Petru a reușit să o facă să-și schimbe viziunile și Ala a venit la Moscova să facă actorie.
dar poate a fost doar de dragul lui, adevăr pe care nu-l vom auzi niciodată din gura ei. Eu vorbesc cu șeful cursului nostru, că iată, este așa o fată în Chișinău, în Moldova, că poate este posibilitatea să vină, să o asculte. Și el era actor la teatru Vahtangov. Și zice, bun, puscai priejaet. Pregătovit programul, puscai priejaet. Și țin minte, Ala, i-am scris, a pregătit un program, să zic, dar она будет только на румынском, она на русском не очень хорошо говорит. Nu pusca, eu все пойму, este хорошее, то я пойму. Și țin minte că asta a avut loc în holul teatrului Vahtangov, ziua, așa era profesorul cursului, șef cursului și m-a chemat pe mine alături și zic, пожалуйста, citai. Și ala, o poezie, un poem, coșbucă, limba română, un monolog din Medeia, nu știu mai ce iarăși, o proză. Și tot în românește. Dar profesorul, bineînțeles, nu înțelegea o iotă, el, rus. Și s-a uitat eu, și cu vas все? Și cu da. Și подождите, там, на улице. Ala a ieșit. Și ăsta avea vreo 70 de ani, bătrânul. Și face o pauză și cu... Da. Такой у нас нет на курсе. Берем! În continuare la Asfalt de Moldova, Ala Menșicov a moștenit originile de la tata, iar mândria și ambiția de la mama. Este neînfricată de tot ce este nou. Nici nu ne miră faptul că a decis să nască al doilea copil la o diferență de 11 ani de la primul. Actrița este orfană de mamă de 18 ani, iar de tată de 13. Decesul părinților i-a zguduit existența. Îi vizitează la cimitir de fiecare dată când vine acasă la Blajini. Îi pomenește și le face toate orânduielile bisericești. Ana Teșcureanu s-a născut în 1930. În urma unui accident din copilărie a rămas șchioapă. Cu toate acestea a muncit toată viața fiind secretară al Sovietului Sătesc, șefă la brigada de tractoare, vânzătoare și multe altele. S-a căsătorit în 1952 cu Alexei Menșicov, care provenea din familia unui militar rus. Nu era prea gospodăros, dar se numără printre primii tractoriști din colhoz. Cei doi au avut 4 copii, Lidia, Anatol, Rodica și Ala, dintre care au rămas în viață doar 2, Ala și Rodica. Mama Alei Menșicov a murit în 1995, iar peste 5 ani s-a stins din viață și tatăl ei, Alexei. Când își amintește de mama Ana, se luminează la chip. De la ea a moștenit caracterul de fier, ambiția, mândria despre care vorbește mereu Petru Vutcărău și încrederea în sine. Ana Teșcureanu avea un defect fizic din copilărie, un picior mai scurt decât celălalt și șchiopăta mereu, lucru care însă nu a împiedicat-o să alerge toată viața și să reușească în toate. Avea tot felul de ocupații, țesea, făcea cărți, făcea sprăvși, cum s-ar zice, știi? Orice om care avea o cerere undeva, la Sovietul Sătesc, la primărie, unde? La Nananuța, la Chiuchianuța sau la Lelea. Mama era o povestitoare neîntrecută, adică eu când veneam acasă îmi încărcam bateriile de la ea, pentru că eu nu mai ajungeam și spuneam, zi-mi, te rog, ce s-a mai întâmplat în sat, ce s-a mai... Și ea începea, Chiochta Margareta a făcut așa, Chiochta Tecla așa, Nanta Tecla așa. Da, să vezi ce-o pățit și ce-o
ciupățit cealaltă. În ciuda faptului că nu era perfectă din punct de vedere fizic, mama Alei Menchikov a fost înconjurată în tinerețe de admiratori, flăcăi care erau gata să o ceară de nevastă. L-a ales pe Alexei Menchikov, care avea origini rusești și a trăit alături de el într-o armonie toată viața. Era foarte haios, mai ales când lua un pahar de vin, era de un umor, stătea tăcea și când trântea câte una, știi? Și zic, măi, tata, cred că el nu are vorb, nu are loc unde, pentru că el venea, de exemplu, se întorcea de la servici și noi eram trei fete, mama a patra și Chioghea Valea, Dumnezeu să o ierte, a cincea. Și cinci femei, îți dai seama, cinci femei în capul lui. Și el venea, știi, și se așeza într-un colț acolo și noi ziceam, tată, mai spune și mă ta ceva, mai zi o vorbă, știi? Dar el, lăsați-mă, mai vorbiți voi. El stătea și fuma el țigară, cea lui gândea, nu știu ce gândea acolo. Îl veneam și îl găseam pe scări, știi? Gândea, nu știu ce, medita, tata. Medita. El era așa, stătea, se uita, avea tutun în buzunar, fuma foarte mult, da, și hârtie și își, exact ca în moromeții, știi, își rula așa o țigărușă. Nana Nuța avea mereu ceva de mâncare. Trebuia să hrănească șapte guri, cei patru copii, bărbatul Alexei, sora Valentina și, dacă mai rămânea, punea și ea ceva în gură. În această curte plină încăpea și restul satului, dacă era cazul. Mama era strigată din drum ca să audă toată lumea. Lelenuț! Lelenuț! Deci când venea cineva la Lelenuț, trebuia să știi tot satul. Păi da. Așa se striga aici, nu se vorbea. Și chiar dacă erau, ce faci? De altfel, așa erau sătenii din Chietriș. Exact ca niște personaje dintr-un spectacol colorat, plin de viață și nestingheriți. Eu prima dată când am venit în sat, la prima dată, și eu parcă eram nouțit de cap, nu înțelegeam unde am nimerit, parcă eram într-un film de Fellini. În jur, toți personajele erau personaje din Fellini, toți. Ei n-aveau treabă cu nimeni. Ce aveau de spus, aia spuneau. Când era de glumit, se glumea, când era de certat, se certau, peste două secunde se împăcau înapoi, un par de vin, iar la ceartă, iar la lucru. Nimeni nu-și poate închipui că va rămâne vreodată fără părinți. Nici Ala Menchikov nu știa cum e să trăiești fără ei. Și totuși, legile naturii sunt nemiloase. Cei mai scumpi oameni din viața ei au plecat pe rând și încet. Și-a revenit greu după moartea mamei și de multe ori simțea nevoie de a se întoarce din când în când la mormântul ei. Îi spun lui Petru, într-o zi m-am trezit și spun, zic că plec acasă. Și Petru a tăcut și zice, bine, înțeles că mie îmi trebuie să plec acasă. Nu contează, este casa, nu este, este tata, mama, în viață, nu este, eu trebuie să plec acasă. Și am venit la mormânt, era, până am ajuns, ați văzut că drumul este foarte greu, și până am ajuns, am ajuns, era 5 sau 6 și asta era prin decembrie, era deja aproape noaptea, se întuneca și am venit, nici n-am tras pe nicăieri, am venit direct la mormânt. Tot aici, la mormântul mamei, a obținut răspunsuri la întrebările pe care probabil nici nu le putea formula. Deci am venit și am stat. Și răspunsul a venit prompt, a venit clar. Am plecat de aici clar, cu gândul că eu trebuie să nasc al doilea copil. Și m-am întors înapoi și cred că într-o lună, două, am conceput-o pe Ștefania. Asta s-a întâmplat așa ca o... Într-adevăr, a fost așa, știi, ca o rază de la Dumnezeu. Trebuie să faci asta. Chiar în data de 1 septembrie, cel mai potrivit moment pentru a-și revedea prietenele. Erau 4 la număr și tot 4 au rămas în aceeași gașcă, chiar și după 45 de ani. În sat o întâmpină părinții spirituali, profesorii de la școală, în frunte cu Valentina Vladimirovna, prima ei învățătoare. Este Valentina Vladimirovna, n-am să-i spun doamna Cazacu, așa cum să zicem noi acum. Am să-i spun Valentina Vladimirovna pentru că așa știm noi, așa i-am zis noi prima dată și zeci de ani pe urmă. Eu vedeam că
face o revizuire a anilor mie de pedagog, m-aș opri la anul 1968, mi s-au încredințat atunci 27 de bobocei, gingași, plăpânți, pentru a-i conduce pe toate treptele. Anii n-au șters din mintea învățătoarei imaginea elevei sale. O poate descrie în detalii pe fetița cu părul creț de atunci. Între ei se afla o fetiță vioaie, cu ochi căprui, zâmbitoare, fața rotundă, ochii căprui și senini, cu părul castaniu și puțin cârlionțat. Asta era Ala Menchikova. Deși era elevă eminentă, Ala Menchikov nu era nici pe departe ascultătoare. Băiețoasă și isteață, aceasta, împreună cu prietenele ei Emilia, Maria și Silvia, erau rebelele clasei. Putea să organizeze colectivul la toate măsurile bune și chiar și la peripețiile care... Mai ales la peripeții. Având ca comitet de susținere Emilia Spataru, Maria Cazacu și Silvia Condru. La ultima lecție, când avea loc, trebuia să aibă loc lecție de istorie, când am intrat în clasă, clasa pustie. Ala Menchikova a organizat fuga de la școală. A lasă! Nu ți-mi minte! Au sărit clasa din fundia, au sărit prin geam cu gesele și au plecat la scăldat în râul Caminca, Apoluien. Nu aduc aminte că am fost la scăldată. Altă dată, ea nu departe de școală trăiește, s-a întornat la școală cu sânul plin de miel, s-a aranjat în bănci, în banc și a început să împarte mierele. Când cineva dintre colegii de-o direcție se facă o privire în urmă, când se uită, acolo se află inspectorul raional. Prelea momentului, cineva din învățători a lămurit copilul în loc de cravata pelerească, poate parte și o cravată bărbătească. Și în una din zile, Ana se prezintă la școală cu cravata de marinar, de la sunatul ei. Și spulover albastru. Unul din învățători spune, Ana, ia cravata. Nu, era nu. Eu n-am vrut accentul ei. De ce? Ana, ia cravata. Dar ne-am timp cu drag de momentul. Eu nu vreau să o iau. Și până la urmă, așa și n-a cedat. A rămas cravata în continuare. Nu. Păi, mama, nu. Nu e de mirare că Ala Menchikov, împreună cu gașca ei teribilistă, ajungea de multe ori în cancelarie, unde intra cu inima cât un purice de frică. Mă tem, eu mă tem să intru aici! Unde? Alunia, dar cât să-mi întâlnești, noi e cam frecvent, eram invitate aici. Eram invitate des aici, vreau să spun că mă apucă frica de nu mai pot. Unde Ivan Grigorievici Botnaru? O să ne cheme la cabine, la cancelarie. Doamne, când eram chemați aici. Dacă se făcea vreo nebunie în școală, eram chemate noi, toate patru. Valentina Vladimirovna, vă aduceți aminte când ne-am dus să ne dăm în consomol și eu n-am vrut să intru în consomol? Țineți minte? La fel de neschimbați au rămas și ceilalți dascăli. Vera Ivanovna, profesoara de limba moldovenească, și Tatiana Petrovna, cea care îi învăța pe elevi limba rusă. Urmăream de fiecare dată, mă gând, ochii Alei Menchikova. Ea, fetița aceea zvăpăiată, așa, după firea ei, după consistența ei, la lecție era meditativă, romantică, visătoare. Că eu nu pot să uit cerceii aia de aur pe care i-a purtat dumneavoastră în ureche și iarăși și acum, după cum vedeți. Noi stăteam și ne uitam ore în șir la cerceia aia. Era ceva ce nu mai văzusem niciodată în viață. Vă amintiți costumul ăla?
alb cu pătrățele, impecabil, cu niște pătrățele albastre, fine, de-abia. Și fusta era aici, aici era mulată pe corp și de aici făcea falduri, așa, într-un fel de pliuri mare. Alb, impecabil. Alăcica, пожалуйста, вопрос. Любимый русский поэт какой? Александр Сергеевич? Александр Сергеевич Пушкин, это было, когда мы учились. Потом, когда я училась уже в Москве, когда мы уже начали, как вам сказать, уже приблизиться к, больше, то есть на другом уровне уже к русскому народу, к русской культуре. Конечно, когда мы уже начинали читать пьесы, романы, мне очень нравится, конечно, Достоевский. О, а потом я полюбила очень Чехова. Антон Павлович Чехов, это один из моих любимых драматургов. Cele patru prietene se regăsesc perfect în descrierile profesorilor. Energice și zbuciumate ca în copilărie. Momentul reîntâlnirii întotdeauna este unul exploziv. Chiar și ele își spun bombe. Ia uite, Eu ești din Brazilia. Eu am o bună la ochi, că mă jucam acolo cu mingea și mă ciocni cu mingea. Era cu ochi vână. Gau în spate tot timpul. Dar eu eram mai mică și eram întotdeauna în față. Tot timpul prima. Ca într-o parte. Da, uite asta sunt eu. Copii. Ia uite, mă. Ștefania în picioare, așa? Uite, uite asta e ala, Ștefania. Nu, eu sunt asta, asta e Silvia. Iată, ala. Iată, ala, măi. Da, Valentina Vladimirovna. Eram la munt în sat. Da, mai. Eu țin minte rochia. Eu țin minte. Uite, Valentina Vladimirovna cu coc. Uite, vezi cocul ăla care îți plăcea ție când venea la noi. Țin minte. Trei dintre ele au rămas fără părinți și nu prea au la cine trage în satul natal. Singura mamă care este în viață este cea a Mariei, tanti Jenica. Ea este acum mama tuturor. Ai făcut plăcinte de cele de care ne plac nouă? Cu zahăr presărat. Da. Cu brânz de oaie și cu zahăr. Deci asta e Chiochea Jenica, ea este mama Marie. Maria este prietena mea. Silvica este de asemenea prietena noastră, da. Deci Milica și eu, Ala Menșico. Așa. Trăim într-o mahala. Trăim toți aici alături. Suntem toate colege de clasă, toate din clasa întâi ne-am pornit până aici, așa. Și Chiochea Jenica este unica noastră mamă care a mai rămas. Nu mai are nimic două, dar mă rog pe mine. Când vine numai despre asta vorbim. Ce face Ala, ce face Milica, ce face Silvia? Cum îți spuneam? Ala, Silvia, Emilia și Maria nu pot să-și amintească exact cum a început prietenia lor, dar înțeleg foarte bine de ce anii n-au schimbat nimic din această relație. Și acum sunt cele mai bune prietene. Prietenia noastră e ceva, nu știu cum, s-a produs firesc, ca de la sine înțeles, pentru că la un moment dat noi am descoperit că avem aceleași interese, ne plăceau aceleași cărți, citeam zi și noapte. Și părinții noștri comunicau și dar pe noi ne-a legat, pe noi a început să ne lege de la școală faptul că noi învățăm toate cele mai bine și deci noi dacă învățăm mai bine, deci noi trebuie să fim împreună. Se poate întâmpla să nu se vadă doi ani sau să uite să se felicite una pe cealaltă la ziua de naștere, dar nimeni dintre cele patru nu se supără. Sunt mature, au familiile lor, dar au rămas tot zăpăcite. Supărare că l-a uitat că e ziua mea sau eu am uitat că e ziua că n-am felicitat-o, că absolut nicio supărare. Este Silvia care ne amintește, ea poate lejer să sune pe Ala și spună: Ala, te rog, e ziua mea de naștere, sună-mă și mai fericită. Acum ele lucrează la aceeași serviciu. Ele pot spui, trăiesc împreună. Ele trăiesc împreună, de la 9 până la 6 sunt împreună. Eu i-am spus lui Mile, zic, Mile, te rog, când ne ducem la Doina, hai măcar cu un rând mai încolo, tu mai încolo, eu mai încolo. De patru bombe împreună, știi? E prea mult. Nu rezistă lumea în jur. Și foarte... Când erau mici, făceau tot ce le trecea prin minte. Nu exista interzis sau nu se poate. Deși au crescut într-o lume plină de restricții, ele aveau libertatea în suflet.
Pentru noi viața era o încercare unde tu trebuie să reușești, și o curiozitate din asta unde ție nu ce se fie, da. Nu există, nu se poate, nu punea o barieră, noi ziceam, bariera asta noi o să o trecem. Adică era, noi tot timpul a fost așa și tot timpul nu eram de acord, să zicem, cu un sistem sau cu altul. Eram foarte liberi, lumea este deschisă pentru noi, lumea este făcută pentru noi, lumea asta este a noastră. Cea mai mare ispită era pădurea de la granița cu România. Nu aveau voie să treacă de sârma ghimpată, dar ce le păsea lor de regulile cuiva? Granița aceasta pe noi ne-a foarte mult ne-a marcat. Am trecut odată când eram copii, am trecut hotarul, am lăsat urme. Țineți minte, ne-au luat grănicii, ne-au ținut o noapte. Ne-au venit părinții după noi, când nu ne dădea voie, că era strict interzis să treci partea cei, dar noi trebuie să încercăm ce să facem. Nu într-o învieță, într-o noapte, când au venit părinți, au scris lămuriri și noi explicații. Nici măcar acest incident nu le-a împiedicat să revină în pădurea de lângă sat, care este și azi la graniță cu România. Acest loc le chema întotdeauna. Era ca o ispită, pentru că după pădure curgea liniștit prutul, iar dincolo de prut era o altă lume. Maria, Silvia, Emilia și Ala trec din nou granița și merg în căutarea prutului. În continuare la Asfalt de Moldova, cea mai emoționantă întâlnire cu apele Făgăduinței. N-au mai cutreierat pădurea de când erau copile și li se pare că drumul spre prut s-a schimbat. Pădurea e mai deasă și mai străină acum. De data asta, parcă și prutul e mai aproape, așa încât mult stimatele doamne să poată urca malul râului. Wow, uite cât e de lat! Tu se aduce aminte că el nu era așa de lat? Pe timpuri, nu se puteau strecura oricând ca să vadă râul. Știau orarul grănicerilor pe de rost și veneau doar când aceștia nu își făceau tura prin pădure. Aveau 8 ani pe atunci. Aveam un copac acolo la Hușnicuri, urcam sus și vorbeam cu aia care se urcau și într-un copac și vorbeam cu aia din partea alaltă, cu români. Strigau de partea cealaltă și ne întrebau cum te cheamă. Noi le răspundeam la rândul nostru. Eveniment, că vine în sat, spune la toată lumea că am văzut un oaș, o capră, că era ceva, era altceva. Ce era? Tot. Pentru că era interzis. Pentru că era interzis să vin. Nu ni se părea că dincoace este pământul Făgăduinței, da, dacă vrei, știi? Terra Nova. Adică, da, tot ce nu ți se întâmplă acolo, se va întâmpla dincoace. Aici, în Chetriș, apa trece, iar prietenia celor 4 prietene neastâmpărate pare veșnică. O zi întreagă nu încape toate amintirile și trăirile care s-au scurs în 45 de ani de viață. Mult mi-e dor de ea, de plăcia mea și de sora mea cea dulce și de sora mea.